Haideți așa cum am anticipat deja să deschidem Cartea lui Dumnezeu, Sfânta Biblie, Corinteni, la capitolul al 11-lea, de aici vom citi primele 15 versete, începând cu versetul 1, pagina biblică, 1135, respectiv 1136. 2 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 1. O de putea suferi puțin tică nebunie din partea mea. Bineînțeles, nu din partea mea, din partea lui Pavel, Sfântul Apostol. Ei, haide, spunea Pavel, suferiți-mă, că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca, după cum șarpele a pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt du pe care nu l-ați primit sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, of, cum îl îngăduiți de bine. Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai prejos de apostole aceștia nespus de aleși. Nespus de aleș cu ghilimele, spunea Sfântul Pavel. Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu sunt însă și în cunoștință. Și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate privințele. Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însum ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu. Am despuiat alte biserici primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiesc cu ceva. Pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu -mi va răpi această pricină de laudă în ținuturile Ahaiei. Pentru ce? Puncte, puncte. Pentru că nu vă iubesc din nou, puncte, puncte, spunea Sfântul Pavel, știe Dumnezeu. Dar lucrez și voi lucra astfel pentru ca să tai orice prilej celor care caută un prilej, ca să poată fi găsiți deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laută. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostole lui Hristos. Și nu este de mirare, Căci chiar satana se preface într-un înger de lumină, nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitorii ai neprihănirii, sfârșitul lor, a acestor slujitori, va fi după faptele lor. Amen. Aș vrea să plecăm capetele și să-mi îngăduiți să mă rog înainte de a predica cuvântul lui Dumnezeu. Tatăl nostru din ceruri ne aflăm în fața ta în momentele acestea, în casa ta de rugăciune și în fața cuvântului tău care este viu și lucrător. Mulțumim, Doamne, pentru acest cuvânt care l-ai pus pentru această zi înaintea noastră. Știm că al tău cuvânt este în întregime inspirat de tine. Este cuvântul tău cel adevărat și te rugăm, Doamne, fă de folos pentru noi în această zi. Bine, ne prin, cuvântul care va fi proclamat astăzi, să poată aduce zidire sufletelor noastre, să fie folositor Bisericii tale din loc. Și, Doamne, în urma propovăduirii Cuvântului, să putem înălța numele tău, să putem să dăm slavă numelui tău și să spunem, slăvească-se al tău nume, pentru că al tău cuvânt este bogat cuvântul Tău este minunat și, Doamne, nu există loc în Scriptură prin care să nu ne poți vorbi ceva. Mulțumim, Doamne, că ne vei vorbi și astăzi. Te rugăm, deschide-ne mintea, deschide-ne inima. Doamne, ajută-ne să rămânem receptivi pe frecvența cuvântului Tău și fă acest cuvânt al Tău ziditor și folositor fiecăruia, Doamne. Mă rog și pentru cei care ne urmăresc prin intermediul internetului, fie de acasă, fie dintr-un alt loc, fie dintr-o altă conjunctură. Doamne, te rog, adule și lor zidire sufletească. Te rog, Doamne, să-i și să-i îmbărbătești și pe ei, să ai un cuvânt și pentru ei, Doamne Dumnezeule. Ești cel ce poți lucra aproape, dar și la distanță, fiindcă ești Dumnezeu cerului și al pământului și ai toată autoritatea în cer și pe pământ ca să lucrezi, numele tău să fie onorat. Îți mulțumesc frumos că ai primit rugăciunea care am înălțat-o către tine și îți mulțumesc frumos că ne vei binecuvânta toată slava să fie a numelui tău în veci de veci, în numele Mântuitorului prea iubit, a Domnului Iisus Hristos m-am rugat, Tată din ceruri. Amin. Vă invit cu deosebit respect să vă reașezați. dragii mei, să îmi fie îngăduit o întrebare în introducerea predicii de astăzi. Ați fost vreodată în această viață amăgiți? Câți dintre dumneavoastră ați trecut printr-o situație de amăgire? Văd o soră curajoasă aici în dreapta și acolo în spate? Și câțiva frați? Îi cam greu să pui o astfel de întrebare și să fii foarte sincer sau sinceră și să răspunzi la ea. Oamenii, unii dintre ei, au trăit drama aceasta a măcirii. Unul din pericolele care a vizat din Biserica Domnului Iisus Hristos a fost pericolul acesta al amăgirii. Știți care a fost marea teamă a Sfântului Apostol Pavel cu privire la credincioșii din Corint? Pavel s-a temut tocmai de căderea lor în capcană aceasta a amăgirii. Marea teamă a Sfântului Pavel a fost ca nu cumva credincioșii din Corint să fie în cele din urmă amăciți. Iar astăzi, în minutele care urmează, voi veni înaintea dumneavoastră cu o predică ce am intitulat-o Pericolul amăgirii credincioșilor. Știți că în biserica din Corint existau câțiva critici la adresa Sfântului Apostol Pavel, și tot în biserica din Corin de altă dată exista o grupare de învățători mincinoși, de oameni care se dădeau apostoli, dar care nu erau și care proclamau neatevăruri. Oamenii aceștia, vreau să știți, îl atacau pe Pavel și implicit atacau lucrarea lui Pavel. Dorința lor în cele din urmă era să distrugă lucrarea lui Pavel, să preia ei controlul asupra Bisericii, iar metoda lor era de a-i amăgi pe oameni prin învățături false. Prin învățături care nu izvorau din Cuvântul lui Dumnezeu. În același timp, oamenii aceștia foloseau adesea minciuni la adresa Apostolului Pavel cu un singur scop: pentru a-i distruge credibilitatea. Ca Pavel să nu mai fie ascultat, să nu mai fie luat în seamă și slujirea lui să nu mai aibă impact. De aceea, Pavel, nu întâmplător, relatează următoarele în versetul 2: Căci sunt gelos de voi se referea la corinteni, uitați cu ce fel de gelozie. Cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Să știți că Sfântul Pavel iubea biserica din Corint, era dragă. Pavel ținea pe de adevăratele la credincioșii din Corint. El n-ar fi făcut niciodată cu niciun chip vreun rău bisericii lui Hristos din Corint. Din potrivă, scopul apostolului Pavel era să apere biserica de erezii. Era să apere biserica de învățături false și de învățători mincinoși. Era să apere biserica de amăgire și de spiritul acesta rău, de înșelare a credincioșilor. În contextul acesta, Pavel așează textul din ziua de astăzi și prezintă trei pericole majore care pot să ducă la amăgirea credincioșilor, de care credincioșii de atunci din Corint trebuiau să se păzească și de care credincioșii de astăzi, din vremea noastră, ar trebui să ne păsim. Care sunt aceste trei pericole mari care pot duce la amăgirea credincioșilor? Un prim pericol, amintit de Apostolul Pavel, este următorul. Este pericolul stricării gândurilor sau a coruperii minții de către satan. Acesta a fost primul pericol care putea să ducă la amăgirea credincioșilor din Biserica Domnului din Corin, coruperea minții de către satan. Sau dacă vreți în alți termeni, stricarea gândurilor credincioșilor. Uitați-vă ce spune Pavel, versetul 3, dar mă tem și se pune întrebarea care era teama lui Pavel. Uitați-vă ce spune el, ca după cum șarpele a, mintit pe, a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, Pavel se duce în menționarea lui la începutul istoriei omenirii și își aduce aminte de mama noastră Eva, care a fost amăgită de diavolul cu un șiretlic, cu o subtilitate. Și zice, tot așa și gândurile voastre, zice Pavel, să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Vreau să observați următorul lucru. Gândurile credincioșilor din Corint nu se stricase încă. Nu erau stricate. Însă pericolul, zice Sfântul Pavel, este la ușă. E prezent acolo. Pericolul era îndepărtarea credincioșilor din Corint de loialitatea și devotamentul lor față de Domnul Isus Hristos. Exista pericolul ca învățătorii mincinoși care erau prezenți în biserica din Corint să strice loialitatea, credincioșia credincioșilor din Corint față de Hristos. Iar rezultatul, dacă se întâmpla asta, era unul devastator. Coruperea minții sau dacă vreți, stricarea gândurilor credincioșilor din Corint. Observați ilustrația folosită de Apostolul Pavel aici. Exemplu Evei. Pavel aduce în discuție, în abordarea lui, pe mama noastră Eva, de la începutul istoriei omenirii, Exemplu Evei, de altă dată, ilustrează cu câtă ușurință poate fi amăgit un credincios și îndepărtat de Hristos. Să nu uităm că mama noastră, Eva, a avut mari privilegii de care noi astăzi nu beneficiem. Și în ciuda lor, Eva a fost înșelată, a fost amăgită. Vă aduc aminte câteva exemple. Știți că Eva a fost creată perfectă? Știți că Eva nu s-a născut sub incidența păcatului strămoșesc? Apropo, știți că Eva, atunci când a fost creată de Dumnezeu, a fost plasată într-un mediu perfect? Într-un mediu fără de păcat? Știți că Eva a primit o părtășie și o relație personală cu Dumnezeu? A primit toate binecuvântările posibile în Eden și, totuși, în ciuda acestor privilegii și binecuvântări, mama noastră Eva a fost amăgită de satana ca să nasculte de Dumnezeu și să nu dea crezare cuvântului lui Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat cu Eva? A căzut. A fost înșelată. A fost amăcită de diavolul. Gândurile ei s-au stricat. Mintea ei a fost coruptă de cel rău. Astfel și-a pierdut angajamentul și loialitatea față de Dumnezeu. În comparație cu Eva. Vreau să vă spun și cu ce avea ea în Eden, credincioșii de astăzi, se află într-o situație mult diferită. De aceea suntem chemați astăzi să fim mult mai vigilenți, mult mai precauți, mult mai atenți la gândurile noastre, fiindcă dacă Evei, satana, a reușit să-i strice gândurile în grădina Edenului, într-un loc al perfecțiunii, într-un loc fără de păcat, credeți că nu-i va fi mult mai ușor diavolului nou astăzi, care trăim într-o lume coruptă de diavolul și de păcat, să ne strice gândurile? Cu atât mai mult, cuvântul lui Dumnezeu ne învață în această zi că noi ar trebui să fim mai vigilenți, mai atenți la gândurile noastre. Apropo, hai să fim sinceri. Unde se dă marea bătălie astăzi pentru o viață curată? Pentru o viață de credincioșie în fața lui Dumnezeu? Marea bătălie se dă la poarta, la poarta minții. E adevărat, cele mai multe informații intră în noi prin poarta ochilor și prin poarta urechilor. Dar bătălia, în definitiv, se dă la nivelul minții noastre? Gândurile omului sunt foarte importante înaintea lui Dumnezeu. Știți cum lucrează diavolul ca să ne corupă gândirea, ca să ne corupă mintea? Am un răspuns pentru noi astăzi. Diavolul lucrează încet și sigur. El lucrează progresiv, nu dintr-o dată. Pentru că diavolul este foarte subtil. Apropo, un gând rău, știți la ce dă naștere? La o faptă de care? Bună sau rea? Răspunsul banal. La o faptă rea. O faptă rea. Știți la ce dă naștere? La un obicei de care? rău sau bun. Ați întâlnit vreodată oameni să facă o faptă rea? Azi una, mâine alta, poi mâine mai multe și așa mai departe. Și faptele astea rele să dea naștere la un obicei bun? Dar apropo, dacă o faptă rea dă naștere la un obicei rău, un obicei rău la ce credeți că dă naștere? la un caracter de care? La un caracter ireproșabil, frumos, minunat, deosebit sau la un caracter viceversa sau altfel spus de care? Foarte hitos, urât, etic. Și apropo, știți că un caracter, Spune vorba asta înțeleaptă, dă naștere la un destin. Adică ceea ce suntem noi ca oameni, în cele din urmă, ne va determina veșnicia. Destinația veșnică. Acum, se poate oare la Dumnezeu ca un caracter hidos, urât, neplăcut să-i ducă pe astfel de oameni în raiul lui Dumnezeu? Lângă Dumnezeu în cer? Spuneam că diavolul nu ne strică gândirea dintr-o dată, ci el lucrează încet și sigur. Foarte subtil este satana. S-a făcut odată, citeam întâmplarea aceasta, într-o carte de experimente. S-a făcut un experiment pe o broască. O broască a fost luată și aruncată în apă fiartă. Cineva a ținut-o în mână și a dat drumul în apă fiartă. Știți ce s-a întâmplat în secunda 2? Experimentul acesta spune că instant din apa aceea fiartă broască a sărit afară. Aceeași broască, ceva mai târziu, a fost luată și pusă de data aceasta într-o apă călduță și lăsată acolo ceva vreme. S-a obișnuit cu apa acea călduță și apoi, interesant, Apa aceea a fost încălzită treptat, până la fierbere. Știți ce s-a întâmplat? Broasca a murit împreună cu apa care a început să fiarbă. A fost fiartă și ea. Pentru că la fel acționează și diavolul. Încet și subtil. Dar sigur, el vrea să ne corupă mintea și gândurile ca să nu mai fim loiali și devotați Domnului Iisus Hristos. Este primul mare pericol la care Sfântul Pavel ne atrage atenția, vorbindu-le altă dată credincioșilor din Corint și astăzi nouă, și anume pericolul ca mintea noastră să fie coruptă de diavolul. Să lăsăm pe satana să ne strice gândurile. Al doilea pericol. Fac un pas mai departe. Știți care este al doilea pericol care poate duce la amăgirea credincioșilor? Îl numea Sfântul Pavel în felul următor. Predicarea unui alt Isus și a altei Evanghelii. Existau oameni în Biserica Domnului din Corin care propovăduiau un alt Isus. și o altă Evanghelie. Oameni călăuziți nu de Duhul lui Dumnezeu, ci de alte duhuri. Știți că din totdeauna a existat pericolul acesta de a fi propovăduit de unii oameni un alt Iisus? Uitați ce spune Pavel în versetul 4. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiasc un alt Isus. Uitați ce spune el în partea din urma versetului. Of! Ofta, Pavel! Cum îl îngăduiți de? De bine! Aici vreau să specific ceva foarte important. Observați că învățătorii ăștia fași nu predicau un alt Hristos, ci un alt Isus. Problema lor se pare că era în legătură cu identitatea lui Isus. Oamenii aceștia, acești învățători falși, erau neclari în ce privește umanitatea Domnului Isus Hristos. Aceștia predicau doar faptul că Isus este un om bun, un mare învățător, care i-a învățat pe oameni cum să trăiască, a fost un martir minunat, care i-a învățat pe oameni cum să moară. Oamenii aceștia accentuau strict umanitatea lui Hristos în schimb, ignorau divinitatea lui. Ba chiar o negau. Ei nu predicau un alt Hristos, ci doar un alt Isus. Observați ce spune Pavel. El spune că oamenii aceștia pot primi un alt du, Altul în afară de Duhul lui Dumnezeu. Că oamenii aceștia pot primi o altă Evanghelie, ci nu Evanghelia care a fost lăsată de Domnul Isus Hristos? Din păcate, existau alte duhuri și alte Evanghelii. Și în vremea aceea, și din păcate, și astăzi, trag un semnal de alarmă. Există și alte duhuri și alte Evanghelii și sunt oameni care, din nefericire propovăduiesc un alt Isus. Una din aceste evanghelii false prin care se propovăduiește un alt Iisus este Evanghelia Prosperității. Și dați-mi voi să vă spun că prin textul de astăzi, cum e o vorbă din popor spusă, Dumnezeu mi-a așezat mingea la fileu să-mi fie îngăduită expresia aceasta, ca să spun câte ceva despre Evanghelia aceasta falsă, numită Evanghelia Prosperității. Adepții Evangheliei Prosperității afirmă că Dumnezeu vrea să te binecuvânteze, iar dovada binecuvântărilor sale este belșugul de posesiuni materiale ce omul le deține. Cu alte cuvinte, Adepți acestei Evanghelii a Prosperității, o Evanghelie falsă, spun că dacă ești un om credincios, Dumnezeu sigur te va îmbogăți material. Acești oameni spun, cu alte cuvinte, urmează-L pe Iisus și El te va face bogat, din punct de vedere material. Adică o vei duce mult mai bine, din punct de vedere pământesc. Știți că această Evanghelie a prosperității este falsa justificare a materialismului. Oamenii în modul acesta încearcă, într-un mod fals și subtil, să justifice materialismul din viața lor. Să știți că Iisus Hristos n-a venit, nici n-a adus o astfel de Evanghelie. Evanghelia lui este mult diferită. Mesajul celor care predică Evanghelia prosperității, în esență, se rezumă la următorul lucru: Vrei să fii bogat din punct de vedere material și să n-ai strări de conștiință? Avem noi pentru tine o Evanghelie. Ca oamenii să se culce pe urechi, liniștiți și să zică: Domnule, nu-i bine așa? Uite ce Dumnezeu grozav am. Vezi? E credincios lui și el mi-a dat avere peste avere, bogăție după bogăție și oamenii și adorm conștiința. Și se culcă seara liniștit și se trezesc dimineața la fel, spunând, așa a lucrat Dumnezeu. Știți ce spune Biblia? Spunea Sfântul Pavel într-o împrejurare, în împărăția cerurilor se intră prin multe, prin multe necazuri. Știți ce spunea omului Dumnezeu, salmistul David, în salmul 34, cred că în versetul 19, de multe ori vine nenorocirea peste cei fără prihană, adică peste oamenii neprihăniți, dar Domnul îi scapă totdeauna din ea. Aș putea să vă mai aduc cel puțin vreo 50 de versete ca să dovedesc faptul că Evanghelia asta a prosperității este cât se poate de falsă și de nebiblică. Teologia Evangheliei prosperității susține că atunci când îi aducem darul lui Dumnezeu, obținem în schimb garanția îmbogățirii materiale. Teologia aceasta a Evangheliei Prosperității îl transformă pe Dumnezeu într-un fel de automat în care îți pui banii și în schimb primești ceea ce ai solicitat. Cam așa devine Dumnezeu pentru adepții Evangheliei Prosperității, un fel de automat în care bași banii și de acolo îți dă ceea ce vrei să primești în schimb iar relația acestor oameni cu Dumnezeu este una de afaceri, schimb la schimb. Acești oameni spun: eu fac ceva pentru tine, Doamne. Tu va trebui să faci ceva în schimb pentru mine. Eu îți sunt credincios ție, spun adepții Evangheliei prosperității, iar tu, Dumnezeule, trebuie neapărat să mă îmbogățești din punct de vedere material. Aceasta, dragilor, nu este Evanghelia Domnului Isus Hristos, ci o altă Evanghelie, în spatele căruia este un alt dus, sau mai multe duhuri, rele, străine și nu Duhul Domnului. Iar ca misterica Domnului trebuie să ne păzim de astfel de învățături care prezint un alt Isus, care prezint o altă Evanghelie și nu cuvântul curat al lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să ne păzim. Acum aici fac o paranteză. Nu înseamnă că dacă cineva ajunge bogat, nu poate și să fie credincios lui Dumnezeu. Poate. Există posibilitatea aceasta ca și oamenii bogați să fie credincioși lui Dumnezeu. Să-L urmeze și să-L slujească pe Dumnezeu. Însă asta e cu totul altceva decât ceea ce propagă această Evanghelie a prosperității. Și dumneavoastră știți, avem pe paginile Sfintelor Scripturi oameni care au fost bogați și au fost titani ai credinței. L-au urmat și l-au onorat pe Dumnezeu. Însă ei n-au promovat o astfel de Evanghelie despre care v-am amintit anterior. Despre acești învățători mincinoși, Pavel prezintă câteva lucruri importante. Mai întâi zice Pavel că ei se prefac în apostol al lui Hristos, dar de fapt sunt niște lucrători înșelători. E un mod din ăsta așa, după perdea. Deci noi suntem apostolii Domnului Isus Hristos, dar realitatea prezenta altceva despre ei. Ei de fapt erau niște lucrători, amăgitori și înșelători. Apoi spune Pavel despre învățătorii aceștia mincinoși că sunt deghizați exact ca satana în lucrători ai luminii. Să știți că niciodată pe pagine Bibliei nu-l veți găsi pe satana prezentându-se ca satana. Să vină în fața oamenilor și să spună eu sunt diavolul. S -s satana și am venit să vă ispitesc. Am venit să vă provoc să vă compromiteți să faceți rele, să păcătuiți, să vă știrbiți caracterul, niciodată diavolul nu s-a prezentat omului ca fiind diavolul. El n-a prezentat niciodată păcatul ca păcat. Calea lui pare o cale a luminii. L-a început cu promisiuni foarte wow, foarte atractive, dar la urmă, promisiunile acestea ale diavolului se transformă în multă durere, în multă ocară, rușine pe deasupra și tot ce este mai rău. Și Pavel ne spune că acești slujitori ai diavolului, slujitori înșelători, mincinoși, sunt deghizați în slujitori ai neprihănirii, dar ei, auziți, vin de la satana, Domnul lor nu este Hristos Iisus. Domnul acestor învățători falși este diavolul. Într-o zi, exact așa și încheia Pavel textul de astăzi, oamenii ăștia vor fi judecați după faptele lor. Pentru că și-au permis să prezinti un alt Iisus oamenilor și o altă Evanghelie. Și și-au lăsat viața lor mânată și călăuzită de alte Duhuri și nu de Duhul lui Dumnezeu. În definitiv, viața acestor oameni este o viață duplicitară și caracterizată de maximă viclenie. Iar la vremea potrivită, spunea Sfântul Pavel, Dumnezeu îi va taxa, vor plăti când vine factura, știți, nota de plată la urmă. Ăsta e cel de-al doilea pericol care vizează amăgirea credincioșilor și anume propovăduirea unui alt Isus și a alte evanghelii. Mergem spre ultimul pericol, cel de-al treilea. Vi le mai reamintesc încă o dată pe primele două. Primul pericol care duce la amăgirea credincioșilor este coruperea minții de către satan. Adică să lăsăm pe diavolul să ne strice gândurile. Al doilea pericol la amăgirea credincioșilor e pericolul de a ajunge să propovăduim un alt Isus și o altă Evanghelie. Iar ultimul pericol major la care face, Pavel, face referire Pavel în textul nostru de astăzi este criticarea nedreaptă a slujitorilor în drept de a fi susținut financiar de către biserică. Ascultați ce spune Pavel, versetele 7 și 8. Sau, zice el, am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însum ca să fiți înălțați voi, se referea la credincioșii din Corint, și v-am vestit Evanghelia, v-am vestit fără plată, zicea Pavel, Evanghelia lui Dumnezeu versetul 8. Am despuiat alte biserici. Apropo, o paranteză scurtă aici. Știți ce înseamnă verbul a despuia în limba română? A jupui. A lua absolut tot de la altcineva. Ce Pavel, va am vesti credincioșilor din Corinte Evanghelia fără plată, dar am luat totul, cu alte cuvinte de la alte biserici, primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Pavel, vreau să știți, a slujit biserica din Corint fără niciun fel de dar sau vreun sprijin financiar, măcar că avea dreptul acesta ca să fie susținut financiar de către biserica din Corint. Tot Pavel spune celor din Corint la un moment dat, că slujitorii au dreptul de a renunța la drepturile lor, la drepturile care le au. Motivele lui Pavel au fost, cercetătorii Bibliei spun, pe de o parte n-a vrut să fie o povară pentru credincioșii din Corint. Deși vreau să rețineți un detaliu, credincioșii din Corint erau mult mai înstăriți ca oamenii care îl susțineau financiar pe Sfântul Pavel Adică credincioșii din Macedonia Vă aduceți aminte la un moment dat Cei din Macedonia, din sărăcia lor, luce Strâng o bogăție de ce? De dărnicie Credincioșii din Corint erau avuți Ar fi avut toată posibilitatea Să-l susțină pe Sfântul Pavel financiar Însă Pavel, cunoscând realitatea din Corint a preferat să fie susținut financiar de credincioși, de frații din Macedonia, care, deși erau mult mai săraci, aveau o inimă mult mai mare pentru lucrarea lui Dumnezeu. Că știți că e dreaptă vorba aceea. Nu cei bogați sunt neapărat darnici, ci cei care mai întâi și-au predat viața pe de adevăratele a Domnului Iisus Hristos despre frații din Macedonia, spunea Sfântul Pavel, că înainte de a face acea strângere de ajutorare din sărăcia lor luce, s-au dat pe ei înșiși lui Dumnezeu. Adică viața lor aparținea în totalitate lui Dumnezeu. Apoi Pavel, deși păstorea biserica din Corint, Deși era părintele spiritual a bisericii din Corint și avea tot dreptul să fie susținut financiar de către biserică, a refuzat dreptul acesta, a renunțat la acest drept, probabil și din motivul de a putea vesti evanghelia fără niciun fel de rețineri. A dorit poate ca nimeni să nu influențeze lucrarea la care l-a chemat Dumnezeu. N-a vrut, probabil, să fie amenințat în vreun fel din cauza obligațiilor financiare. În ciuda acestor lucruri, știți că credincioșii din Corint i-au adus cel puțin două critici lui Pavel pe latura aceasta. Mai întâi, o categorie din credincioșii din Corint au zis așa și au gândit în felul următor. Mă, Pavel refuză să fie susținut financiar de biserica noastră din Corint pentru că știe că are o vorbi de moale și mesajele lui n-au impact. Și probabil lui Pavel este rușine și astfel refuză să ia bani de la biserica din Corint. O altă acuză sau critică adusă lui Pavel de către alții era următoarea. Mă, Pavel e prea mândru. Și datorită mândriei lui, pur și simplu nu vrea să accepte să fie susținut financiar de Biserica din Corint. Am vreau să vă spun următorul fapt. Este foarte clar că ei credincioșii din Corint, oamenii ăștia despre care v-am amintit, căutau cu lumânarea să aducă critici nefondate și acuze lui Pavel. Căutau cu orice preț, să-l învinovățească cu ceva pe Sfântul Apostol pentru a-i distruge lucrarea, imaginea, autoritatea, credibilitatea. Asta au urmărit acești învățători mincinoși, criticii lui Pavel, de altă dată. Și acum să revin la noi ca aplicație practică. Dumneavoastră știți că niciunul din păstorii bisericii, nici eu și nici fratele Darius, nu suntem susținuți financiar de Biserică. Nu luăm un salar de la Biserică. Deși ne-am fi bucurate ca păstori de acest drept, după cuvântul lui Dumnezeu, la fel cum Pavel odinioară s-a bucurat de acest drept, să știți că n-am făcut lucrul acesta nici din mândrie personală, nici eu, nici fratele pastor Darius. Uh, și nici fiindcă ne este rușine de lucrarea pe care o facem și de sujirea pe care o depunem. Ci am ales să vă slujim de bună voie, fără a aștepta ceva în schimb, pentru că Dumnezeu, Creatorul și Tatăl nostru, a găsit o altă cale, o altă modalitate de a ne purta de grijă, din punct de vedere financiar. Și atâta timp cât vom avea posibilitatea aceasta, am vorbit și cu colegul meu de slujbă, cu fratele pastor Darius, vom face lucrarea lui Dumnezeu la care am fost chemați cu bucurie, cu dăruire, cu pasiune, fără niciun fel de pretenție din partea bisericii. Însă dacă tot v-am spus lucrurile acestea și dacă tot vă slujim în calitatea aceasta, Cred că nu-i mult să avem și noi o pretenție. Sau să o numesc o așteptare. Dacă tot vă slujim cu dragoste și de bunăvoie și facem lucrarea lui Dumnezeu cu pasiune și cu responsabilitate, am rugămintea, vorba lui Pavel, să ne arătați și dumneavoastră aceeași dragoste și bunăvoință, cum și faceți de altfel. Iar dacă vreodată vă va ispiti satana să criticați un slujitor al bisericii pe nedrept, dându-vă cu părerea, că știți, spuneam și joi seara bisericii celor care au fost prezenți la închinare, datul cu părerea e spor național la noi, la români. Dacă vreunul e ispitit de diavolul să-și dea cu părerea pe nedrept, în loc să faceți lucrul acesta, făcând slujba celui rău, mai bine în rugăciune purtați slujitorii lui Dumnezeu. Rugați-vă ca Domnul să vă dea puterea de a încuraja. Rugați-vă ca Domnul să vă dea puterea de a aduce zidire și de a fi de folos, începând cu noi slujitorii, fiecare din membrii bisericii, de a fi de folos lucrării lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Dumnezeu să ne dea izbândă pe direcția aceasta. În concluzie vreau să ne rugăm. Vreau să ne rugăm pentru biserica locală să fie păzită în primul rând de Duhul Hamăgirii. Să nu existe în biserica din loc niciun credincios, nicio credincioasă înșelată de diavol sau înșelată de diavol, a cărui minte să fie coruptă de cel rău. Nu cumva să se strice gândurile cuiva de la adevărul și de la credincioșia față de Hristos și de la acea curăție care a trebuit trăită înaintea Lui. Apoi aș vrea să ne rugăm ca biserica din loc să continue să-și prețuiască slujitorii. Și totodată vrem să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne să rămânem în învățătura Sfintelor Scripturi, în învățătura apostolilor, în învățătura Domnului Iisus Hristos, o biserică care apără adevărul. O biserică care promovează valorile creștine, valorile Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu. Iar în partea de final să zicem, Doamne, îți mulțumim frumos. Al Tău cuvânt este drept, este adevărat. Ne-a vorbit și în această zi. Cuvântul lui Dumnezeu aduce zidire, aduce trezire, aduce conștientizare. Ne cercetează sufletul, gândurile. Spune-i Domnului în rugăciunea asta, Doamne, vreau să trăiesc curat lângă Tine. Să nu accept un alt Iisus, alte Evanghelie, alte duhuri să rămân lângă cuvântul neștirbit și adevărat al tău. Haideți să ne ridicăm și să stăm în momentele acestea de rugăciune înaintea Tatălui din ceruri și cum aminteam deja în partea din urmă să-i mulțumim Tatălui pentru părtășia binecuvântată din dimineața aceasta. Să ne rugăm!